al Consiliului Europei, doamnă ministră, domnule director, stimați experți, membri ai echipei de proiect, dragi colegi. Avem onoarea să vă salutăm în cadrul acestui eveniment notoriu pentru Republica Moldova și pentru sistemul administrației penitenciare al Ministerului Justiției. Eveniment care vine să accentueze importanța asigurării într-un stat de drept a tuturor premizelor pentru respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Eveniment care vine să accentueze importanța relațiilor stabilite de-a lungul anilor cu Consiliul Europei, în calitatea sa de partener sigur de dezvoltare, deschis pentru a oferi suport în atingerea obiectivelor majore, în sensul organizării proceselor de furnizare a serviciilor de calitate orientate spre populația penitenciară, dar și spre îmbunătățirea condițiilor de activitate pentru angajații din sistemul administrației penitenciare. Pe parcursul întregii perioade de colaborare, echipa sistemului administrației penitenciare a depus toată diligența pentru a prelua exemplele de bună practică oferite de către Consiliul Europei în procesul implementării proiectului Consolidarea reformelor din sistemul penitenciar de probațiune și de îngrijire a sănătății în instituțiile de tip închis din Republica Moldova. Grație suportului oferit în cadrul proiectului, a fost posibilă elaborarea recomandărilor pentru operarea modificărilor la nivel de cadru legislativ, elaborarea de strategii, curicule, manuale, programe, regulamente, o prioritate distinctă pentru sistemul administrației penitenciare a Ministerului Justiției. În contextul respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, este furnizarea serviciilor medicale de calitate, orientate spre populația penitenciară. Urmând acest deziderat, datorită deschiderii din partea Consiliului Europei, sistemul administrației penitenciare al Ministerului Justiției a beneficiat de instruiri sistemice pentru lucrătorii medicali, expertiză în ajustarea regulamentelor ce vizează organizarea și prestarea serviciilor de asistență medicală în penitenciare. Beneficiind de suportul oferit în cadrul proiectului, a fost posibilă elaborarea recomandărilor pentru revizuirea standardelor de alimentație, precum și a standardelor de substituire a hranei pentru toată populația penitenciară, fiind pus un accent deosebit pe categoriile distincte, cum ar fi deținuții cu probleme de sănătate, deținuții cu dizabilități, deținuții minori, deținutele femei însărcinate și care alăptează copii cu vârsta până la 3 ani, aflați în grija lor pe perioada detenției. Pentru a răspunde rigorilor formulate în recomandărilor Comitetului Europei pentru prevenirea torturii și a tratamentelor sau pedepselor inumane și degradante și ale Comitetului de Ministri, grație implicării Consiliului Europei, în 2020 a fost posibilă achiziționarea unui lot de echipamente și dispozitive medicale care a contribuit esențial la acreditarea secțiilor medicale din instituțiile penitenciare. Iar lotul din 2024 va completa necesarul, inclusiv a Spitalului Penitenciar, care la moment este în proces de acreditare. Cuvânt de salut se oferă doamnei Veronica Mihailov-Moraru, ministră a Justiției. Bună dimineața! Stimate domnule secretar general adjunct al Consiliului Europei, domnul Berge, dragi parteneri de dezvoltare, domnule director Administrației Naționale Penitenciarilor, stimați angajați ai sistemului penitenciar, stimați jurnaliști, vreau să spun că este o onoare pentru noi astăzi să fim alături de cei prezenți într-un moment important pentru sistemul administrației penitenciare din Republica Moldova, în contextul vizitei la Chișinău a domnului Berge și totodată în vederea recepționării unui nou lot de echipamente medicale, un moment important pentru asigurarea calității serviciilor medicale de care să beneficieze persoanele private de libertate. Respectiv, unul din obiectele proiectului Consiliului Europei, consolidarea reformei sistemului penitenciar și de probațiune, asigurarea asistenței medicale și tratamentul pacienților în instituțiile închise din Republica Moldova, se materializează astfel, astăzi și printr-o astfel de acțiune. Îmbunătățirea condițiilor din penitenciare, inclusiv prin asigurarea serviciilor medicale de calitate pentru toate persoanele aflate în detenție, este o prioritate pentru Ministerul Justiției, pentru Administrația Națională a Penitenciarilor și în acest sens se depun eforturi pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale, pentru asigurarea unui acces la tratament medical adecvat tuturor persoanelor private de libertate, și totodată, în acest sens, să putem interveni cu practici de intervenție eficiente.
Vreau să spun că ne bucurăm mult să avem suportul Consiliului Europei în completarea necesităților Spitalului Penitenciar, dar și a unităților medicale primare din celelalte instituții penitenciare. Vreau să reiterez recunoștința noastră profundă pentru tot suportul oferit de către Consiliul Europei de până acum, inclusiv prin intermediul proiectelor anterioare cu privire la sistemul penitenciar și aprobațiunea. Vreau totodată să menționez că prin acțiunea frumoasă de astăzi de oferire a acestui lot de echipamente medicale, de fapt, este o expresie a solidarității și a angajamentului nostru comun față de promovarea, protejarea drepturilor omului, chiar și în condiții mai puțin ușoare. Aceasta arată o preocupare a autorităților, inclusiv constantă, față de această categorie de deținuți, de persoane și care la fel au toate drepturile, dreptul de a beneficia de o asistență medicală calitativă. Aș vrea totuși să menționez și faptul că apreciem mult activitatea șefului oficiului Consiliului Europei la Chișinău, domnul Falk Lange, care orientează eforturile echipei în primul rând către implementarea cu succes a planului național de acțiune cu Consiliul Europei aflat în derulare și totodată se depun eforturi comune constante pentru consolidarea relațiilor de lucru între Consiliul Europei și autoritățile naționale. În final, aș vrea să încă o dată să accentuez recunoștința față de Consiliul Europei pentru sprijinul constant la promovarea valorilor europene și îmbunătățirea condițiilor de detenție. Sunteți un partener de încredere pentru Republica Moldova și avem încrederea că acest parteneriat va fi unul productiv și în continuare. Vă asigur că Ministerul Justiției, inclusiv cu Administrația Națională Penitenciarilor, vom depune tot efortul ca să valorificăm aceste oportunități de sprijin. Vă mulțumesc! Cuvânt de salut se oferă domnului Björn Berg, secretar general adjunct al Consiliului Europei. Minister of Justice of the Republic of Moldova, Prison Director, ladies and gentlemen, it is a pleasure to hand over today a donation of important medical equipment. This is the second such donation from the Council of Europe. And I hope and believe that it will meet the aim of covering the outstanding needs of all healthcare units in all prisons in this country. Doamna ministra a Justiției a Republicii Moldova, domnul director al penitenciarului, doamnelor și domnilor. Este o plăcere să mă aflu aici pentru transmiterea unei donații importante de echipamente medicale. Este deja a doua astfel de donație din partea Consiliului Europei. Și eu sper și sunt convins că această donație va ajuta să fie realizat scopul acoperirii necesităților existente a tuturor unităților de îngrijire a sănătății în toate penitenciarele în Republica Moldova. This collection includes patient monitors, electric surgical tables and EEG equipment, along with examination lamps, portable laptops, ultrasound scanners and even various medical furniture. Această donație include monitoare pentru pacienți, mese chirurgicale electrice, echipamente pentru efectuarea electroencefalogramelor, precum și lampe pentru examinarea pacienților, scanner ultrasonografie portabil și chiar diferite mobiliere medicale. Patients in institutions like this often have complex medical needs, but at the same time, they also have the same right to health care as all of us. Care that in prisons should always meet the standards defined and upheld by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, the CPT. Pacienții în instituții de acest gen, ca și ceilalți pacienți, deseori au nevoi medicale complexe. Dar în același timp, dânsii au aceleași drepturi la ocrotirea sănătății, precum le avem noi toți.
Și îngrijirea sănătății în penitenciare mereu trebuie să corespundă standardelor care sunt definite și susținute de către Comitetul European pentru prevenirea torturii și tratamentelor inumane sau degradante sau a pedepselor inumane sau degradante, așa, pe care îl cunoaștem sub denumirea de CPT. We highly appreciate that the Council of Europe and the Moldovan authorities can work together to meet these needs with the provision of healthcare in prisons in the Republic of Moldova rising to meet requirements of international standards in this field. Și noi apreciem foarte mult faptul că Consiliul Europei și autoritățile din Republica Moldova pot să colaboreze într-o realizare a acestor necesități cu prestarea serviciilor medicale în penitenciare în Republica Moldova la un nivel care să corespundă standardelor internaționale în acest domeniu. And actually what we do today builds on the experience of working together over several years. Already back in 2018, the Council of Europe carried out a comprehensive assessment of healthcare needs within the Moldovan prison system. De fapt, ceea ce facem noi astăzi face uz de experiența noastră de colaborare în cursul a câtorva ani. Deja în 2018, Consiliul Europei a desfășurat o analiză complexă a nevoilor în domeniul locrotirii sănătății care există în sistemul penitenciar din Republica Moldova. This led to the first donation of medical equipment in 2020. Acest lucru a dus la prima donație a echipamentelor medicale în anul 2020. As well as a wide range of Council of Europe supported reforms to the prison and probation system. Au fost susținute la fel un spectru larg de reforme în sistemul penitenciar și în sistemul de probațiune, le-a susținut Consiliul Europei. These have targeted all aspects of healthcare in prison so as to better ensure prisoners' health, create a more positive climate for the rehabilitation of prisoners and ultimately help facilitate their eventual reintegration into society. Scopul acestor reforme a fost gestionarea diverselor aspecte a îngrijirii sănătății în penitenciare, astfel încât să fie mai bine asigurată protecția sănătății deținuților, să fie creat un climat mai pozitiv pentru reabilitarea acestora și în ultima instanță deținuții să fie ajutați eventual în reintegrarea lor în societate. Reforms have helped ensure better condition in prison medical units, stronger rules on healthcare and dietary standards, and new tools for supporting vulnerable prisoners, preventing violence and providing mental health care. Reformele au inclus asigurarea unor condiții mai bune în unitățile medicale în penitenciare, reguli mai stricte cu referire la ocrotirea sănătății și standarde de alimentare, precum și noi instrumente pentru sprijinirea deținuților vulnerabili, prevenirea violențelor și asigurarea îngrijirii sănătății mentale. As well as recommendations on medical ethics and releasing seriously ill detainees, and last but not least, on the training and professional development of prison and probation staff. De asemenea, au fost propuse un șir de recomandări cu referire la etica medicală, cu privire la eliberarea deținuților grav bolnavi. Și ultimul în acest șir, dar nu și ultimul după importanță, este faptul că au fost oferite și recomandări privind instruirea și dezvoltarea profesională a personalului din penitenciare și din serviciul probațiune. Over the last 3 years, as the minister also mentioned, much of the progress made has come via the Council of Europe Action Plan for the Republic of Moldova. Și în cursul ultimilor 3 ani, după cum a menționat și doamna ministră, multe progrese au fost realizate inclusiv prin intermediul planului de acțiune al Consiliului Europei pentru Republica Moldova. And I believe it's right to say that over the course of these years, the Council of Europe has benefited from the increasingly strong relationships and cooperation with the Ministry of Justice, the National Administration of Penitentiaries, and other partner institutions on the ground. Și eu cred că ar fi corect să spunem că în cursul acestor ani Consiliul Europei a beneficiat de o colaborare tot mai bună cu partenerii în Ministerul Justiției, la Administrația Națională a Penitenciarelor, precum și cu alți parteneri în teren.
And within the context of our action plan, we are at work now on a strategy to combat prison overcrowding, which has also a clear link to prisoner violence. And in due course, we look forward to making progress with the Moldovan authorities in turning this plan into tangible results. În cadrul planului nostru comun de acțiune, acum lucrăm asupra unei strategii privind combaterea suprapopulării penitenciarelor, ceea ce cu siguranță are o legătură cu violența în rândurile deținuților, suprapopularea penitenciarelor am în vedere. Și în timp util, de asemenea, așteptăm să realizăm progrese împreună cu autoritățile Republicii Moldova în ceea ce privește transformarea planului dat în rezultate tangibile. We also look forward to the concrete result of the Moldovan authorities' national mental health program that began last year and which will run until 2027, and that includes a number of concrete recommendations from the Council of Europe, notably on the psychosocial rehabilitation of patients in psychiatric hospitals. Pardon. De asemenea, așteptăm cu interes rezultate concrete autorităților din Republica Moldova cu referire la Programul Național de Sănătate Mentală, care s-a început în anul trecut și va dura până în anul 2027. Aici se includ un șir de recomandări concrete din partea Consiliului Europei, în special cu referire la reabilitarea psihosocială a pacienților în spitale psihiatrice. Dear friends, in sum, the excellent cooperation and partnership between the Council of Europe and the Moldovan authorities is no doubt delivering and helps us raise together the standard of healthcare in prisons and thereby also the health and long-term well-being of prisoners. Dragi prieteni, vreau să vă spun că excelenta cooperare și parteneriatul între Consiliul Europei și autoritățile din Republica Moldova cu siguranță dă rezultate și ne ajută să ridicăm împreună standardele îngrijirii sănătății în penitenciare. Respectiv, contribuim și la sănătatea și starea de bine pe perspectiva de lungă durată a deținuților. A great deal has been achieved in a short period of time. In handling over this key medical equipment today, we have reached another crucial milestone. This we can all take pride in as we also move on to further expand our cooperation. Thank you very much for your attention. S-au realizat foarte multe lucruri într-o perioadă scurtă de timp. Transmițând acest echipament medical important astăzi, cred că am ajuns la încă un reper foarte important în colaborarea noastră. Cred că putem cu toții să ne mândrim de acest lucru și să trecem la acțiunile ulterioare care vor duce la extinderea cooperării noastre. Vă mulțumesc pentru atenție. Onorată asistență, în continuare, înalții oficiali sunt invitați pentru a parafa contractul de donație. Un semn de gratitudine din partea domnului director.
Rămân această diplomă. Vă mulțumesc pentru tot ce faceți pentru sistemul penitenciar. În ultimul rând, pentru donațiile care le-ați făcut după acești 3 ani de zile și instruirea efectivului medical. Mulțumim și sănătate și multă rog. Consiliul Europei de Republica Moldova. Domnul Falcă. Vă mulțumim. Vă dați cuvinte de stăriți. Stimați oaspeți, stimați colegi, în continuare vă invităm la o poză de grup pentru a imortaliza evenimentul.